Omenia încă există și în orașul nostru. Un făgărășan a găsit în urmă cu câteva zile un portofel cu bani în apropierea pieței agroalimentare. Pentru că în portofel nu se afla niciun act de identitate sau vreun indiciu despre proprietarul acestuia, făgărășanul a dat fuga la poliție pentru a preda banii. Nu s-a gândit nicio clipă să-i păstreze. În zona pieții și era pe stradă lăsat jos, adică pierdut de cineva și l-am luat și l-am predat la poliție. Fără acte de identitate, ceva înăuntru. Și s-a făcut hârtile vigoare care se face și am declarat unde l-am găsit. Deși multă lume s-a mirat de gestul făgărășanului, acesta ne-a spus că trăiește de mulți ani în Germania și că s-a gândit că poate cel care a pierdut banii nu mai are cu ce să-și cumpere mâncare și medicamente. Nu m-a tentat, adică mă gândeam că poate cine l-a pierdut se o să duc la piață să cumpere ceva și are nevoie de banii. Și mă gândesc că fiecare o să aibă nevoie de așa ceva. Oamenii legii încearcă să găsească acum proprietarul portofelului cu bani.